Vești proaste vin din partea meteorologilor. Vremea se va răci în continuare, iar valorile termice vor fi mai scăzute decât specificul vremii pentru această perioadă, iar în zonele montane vor predomina, atenție, ninsorile. Cu mai multe informații vine Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu în cadrul ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult, domnule Huștiu, pentru prezența la jurnal. Bună dimineața, bine v-am ascultăm găsit, cu mare interes, vă rog. Da, într-adevăr, o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă din octombrie. Chiar a fost emisă o informare meteorologică în acest sens, valabilă de la această oră până luni dimineață, interval în care precizăm faptul că vremea se va menține deosebit de rece, temperaturi diurne în timpul zilelor mai mici cu 10 grade față de mediile multianuale. Iar în ceea ce privește aspectul vremii, o vreme care devine în general închisă, aria ploilor va fi în extindere în această după-amiază și la noapte în jumătatea de sud a țării, iar sâmbătă și duminică va ploua în special în vest și sud-vest. Sunt așteptate și cantități de apă mai însemnate, mai ales prin cumulare, pe alocuri 15-25 de litri pentru pătrat, iar izolat în Banat și în Oltenia 30-35 de litri. Iar la munte, în special în Carpații Meridional, la peste 1500 de metri, vor predomina ninsorile și pe alocuri se va depune strat de zăpadă. Tot în acest interval, de acum și până luni dimineață, vântul va prezenta intensificări în vestul Carpaților Meridionale, în sudul Banatului, pe litoral, cu viteză de peste 60-70 km pe oră, iar local și în regiunile sud-estice și sudice și în restul zonei montane, unde vor fi rafale în general de 45-60 de km pe oră. Cu alte cuvinte, vântul va amplifica senzația de frig, temperaturi care la amiază astăzi nu vor trece de 17 grade în nord-vestul țării, mâine temperaturi maxime între 7 și cel mult 15 grade, duminică o creștere ușoară este așteptată aici în sud-est, dar oricum temperaturi care nu vor depăși 16 grade pe nicăieri prin țară. În capitală sunt prognozate temperaturi maxime de 12-14 grade, iar pe timpul nopților temperaturi în general pozitive, cuprinse între 1 și 9 grade la scara întregii țări. O ameliorare nu așteptăm nici săptămâna viitoare. Mai mult aria ploilor ar putea să fie în extindere începând de luni încolo, iar regimul termic se va menține în continuare sub mediile multianuale și în săptămâna viitoare, cu ploi destul de multe, posibilă excedentare în multe zone ale țării. Când ar putea să-și revină totuși vremea? Deocamdată estimările noastre arată pentru perioada următoare, pentru săptămâna viitoare, perioada din 11 până în 16 octombrie, în continuare o vreme rece, temperaturi sub normele perioadei și cu ploi pe arii extinse, chiar cantități însemnate. După următoarea săptămână, după 17-18 octombrie, am putea avea o perioadă mai bună, mai stabilă, așa cum de altfel climatologic ar trebui să fie în octombrie. În octombrie este știut faptul că, mă rog, vremea este destul de stabilă și însorită în anumite perioade. S-ar putea să avem și o astfel de perioadă, dar undeva după a doua decadă a lunii octombrie, după 18-19 octombrie.